Bună ziua! Mă bucur foarte mult să ne reîntâlnim aici la Canal 33, la emisiunea Oameni care ne inspiră. Sunt Sandra Ecobescu și aici, în salonul Fundației, îmi propun de fiecare dată să dialoghez cu oameni care au povești excepționale, care au proiecte de suflet, care cu siguranță că fac lumea în care trăim mai frumoasă, mai trăibilă. Și în cazul acesta, în dialogul de astăzi, vom vorbi cu o persoană care face lumea mult mai muzicală, deci mai colorată, mai frumoasă, o lume în care putem visa la trecut, la prezent, dar și la viitor. Mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp, dragă Laurențiu Constantin, să stăm azi de vorbă despre două subiecte foarte interesante. Niște daruri pe care de fapt tu le aduci către publicul meloman și către publicul curios în ceea ce privește muzica, cultura, civilizația europeană și chiar și muzica din zona noastră. În prima parte o să povestim despre ceva foarte special, despre un clavecin care se află într-un palat. Dar înainte de a intra în povestea clavecinului de la Palatul Peleș, o să vă spun, pentru cei care nu-l cunoașteți deja pe Laurențiu Constantin, că el este directorul și organizatorul Festivalului de Muzică Veche, Bucharest Early Music Festival, un festival foarte frumos cu care în fiecare an ne răsfeți și ne ajut să călătorim pe diverse meleaguri, în diverse orașe și în diverse timpuri preclasice, în zona muzicii vechi. Și de asemenea, legat de această muzică veche și de clavecin, ai ajuns să te întâlnești cu povestea și de fapt cu un personaj, aș zice. Acest clavecin tascan este până la urmă un personaj. Este vorba de un instrument muzical care înțeleg că este în categoria tezaur a patrimoniului național. Este un clavecin care, așa cum spuneam, se află la Palatul Peleș, care trebuie însă recondiționat pentru a putea să reintre în circuitul cultural, muzical, astfel încât noi toți să ne putem bucura să-i ascultăm sunetul. Înțeleg că trebuie recondiționat de la cutia lui de rezonanță până la adaptarea herților din mecanismul claviaturii. Este vorba de acest clavecin tascan de la 1772. În prima fază te-aș invita direct să plonjăm în povestea acestui instrument și să îmi spui, în primul rând, cum ai aflat de el și cum a ajuns el la Peleș și de unde vine. Cum am aflat de el? E despre îndrăgosteală. Eram îndrăgostit de multă vreme de clavecin. M-am însurat cu clavecinistul urmare acestei îndrăgosteli. Și clavecinul, după ce am văzut o mulțime de clavecine absolut minunate, instrumente fabuloase în muzeele din vestul Europei, mintea mea era deschisă, se trezea ceva de fiecare dată când auzeam de clavecin. Și a ajuns la urechile mele aceea că există un clavecin la Muzeul Național Peleș. De acolo lucrurile au fost simple. Am găsit un prieten care era prieten cu directorul Muzeului Peleș. Instrumentul nu se mai afla de ceva vreme în circuitul de vizitare, ci era într-o încăpere în conservare. Prietenul l-a mijlocit, ne-am declarat intenția de a-l vedea și dacă se aliniază planetele de a face ceva pentru el. Și așa am avut parte de un soi de, cum s-o numesc, de o vizionare privată într-o încăpere unde clavecinul se afla depozitat, cu temperatură, umiditate controlată, așa cum e în muzee. Clavecinul este semnat în 1772. Sunt două locuri unde se regăsește acest an, lângă semnătura lui Pascal Tascan. Primul loc este în spatele, este placa de deasupra claviaturilor. Noi vedem partea frumoasă, pictată și în spate este lemn, pe care diversi meșteri, constructori, restauratori, acordori au semnat. Este o placă plină de un fel de hronică, așa. Așa. Era obiceiul, când te duci uneori cu mașina și îți face ceva la motor, o revizie, îți spune o ștampilă în care zice la ce dată ți-a schimbat uleiul. Da. Ei scriau data și uneori ce au făcut. Acolo apare Pascal Tascan în 1772 și de asemenea pe dosul primei claviaturi din bas. Acea parte de clapă care e în interiorul clavecinului, care nu se vede.
Important să spunem pentru cei care ne urmăresc, eu am învățat de la tine acest lucru că, practic, un clavecin tascan ar fi echivalentul unei vior Stradivarius. Să spunem așa, pentru noi. Așa, cei... Pascal Tascan reprezintă în lumea construcției clavecinelor ceea ce reprezintă pentru lumea luteriei Stradivarius și minunatul lui atelier de la Cremona. Și cum a ajuns el la Peleș și de unde vine, dacă se știe acest lucru? Cum a ajuns la Peleș? O să zic de unde vine. 1772 e un reper. Atunci l-a semnat și l-a prezentat public Tascan. El este la origine un instrument cu 100 de ani mai jos în istorie, construit de un oarecare Rückers. Rückers este un echivalent flamand al lui Tascan. Era celebră familia Rückers, a dominat 100 de ani această piață a construcției de clavecine. Iar la Paris o antichitate Rücker, cum spuneau francezii, era foarte apreciată. Pentru că nimeni nu-i profet în țara lui și în timpul vieții lui, marele Tascan era doar meșterul Tascan în vremea vieții lui. El vindea cu un anume preț un instrument, dar o antichitate Rückers se vindea de câteva ori mai scump. Drept care, el a refăcut tot instrumentul, a păstrat placa de rezonanță, placa de rezonanță care la clavecine de obicei este un fel de sandwich de lemne, de esență nobilă, diferite în bas față de acut în funcție de anume proprietăți rezonatorii. El a păstrat această placă de rezonanță, a umblat puțin la Rosetta, aflată în centrul plăcii, i-a făcut Grand Ravalement, asta înseamnă o lărgire a ambitusului, practic i-a mai adăugat-o puțin în stânga, în bas, și a refăcut toate claviaturile. Claviaturile franceze, urmarea acestui proces, Ravalement, se mai înguste pentru a încăpea mai multe note pe aceeași distanță. Iar apoi l-a vândut sorei ultimului Ludovic al Franței și a păstrat Anderias Rückers Mefecit. Semnătura este a lui Rückers, dar este un Tascan în proporție de 96%, cum au spus experții, drept care e un Tascan. Acel ultim Ludovic al Franței în vâltoarea revoluției și a antipatiei revoluției franceze față de tot ceea ce însemna nobilime, burghezie mai pricopsită și toate simbolurile lor, inclusiv clavecinele, au fost grămezi mobile de clavecine arse în piața publică. Deci el este un supraviețuitor, este acest clavecin. Personaj de a fost la Versailles acest instrument, există atestare istorică pentru asta. Apoi a ajuns într-un castel din sudul Franței, care a aparținut familiei regale, respectiv sorei regelui. Iar printr-o fericită conjunctură, la sfârșitul secolului XIX, se presupune că în jur de 1870-75, nu e sigură data, a ajuns în România. Primul rege, primul domn al României pe vremea aceea, ulterior primul rege, construia Peleșul, care nu era totunea cu minunea pe care o vedem azi, era o chestie mult mai austeră, mai austriacă, mai și goală. A angajat pe un oarecare Bamberg, un austriac care a bântuit prin toată Europa ca să târguiască pentru proaspăt domnul țării românești, piese de artă, instrumente muzicale și așa mai departe. De atunci datează cele mai valoroase exponate ce se găsesc astăzi la Peleș. Tot așa, printr-un fericit context, a ajuns și acest instrument. Cam din perioada pe care am menționat-o, se știe că e la Peleș. S-a cântat pe el atunci? Da. Okay. Nu a fost proprietatea regelui, ci a fost proprietatea doamnei. A fost cumpărat pentru doamna viitoare regină a României. Deci, practic, sunetul lui s-a auzit acolo la Peleș și asta este o dorință a ta și a celor care s-au implicat alături de tine, ca sunetul acestui clavecin să fie readus la viață sau să poată să vină și către publicul, iată, din secolul 21.
acest clavecin, acest instrument, despre care unii spun că ar fi un strămoș al pianului, dar tu spui că mă contrazici, nu este chiar așa. O rudă a pianului, s-a bucurat de glorie în ce perioadă și ce mari compozitori au cântat și au compus pentru el? Pentru publicul nostru care poate mai puțin este familiarizat cu muzica clavecinului și mai mult cu un pian din salile de concerte de astăzi. Vorbim de sfârșitul secolului XVIII, adică perioada de glorie a barocului muzical francez. Uh-huh. Vorbim de Lully, vorbim de Couperin, ultimul dintre ei, și vorbim mai ales de Jean-Philippe Rameau. Este instrumentul pe care e tipul de instrument cu două manuale, cu un ambitus foarte precis, pe care au cântat acești muzicieni și pentru care au scris. Deci ăsta era sunetul care se auzea la curtea regelui Soare. Unul dintre instrumentele. Da. Clavecinul era considerat instrumentul rafinamentului prin excelență. Uh-huh. E un instrument cu un sunet delicat, cum aminteai și tu, nu are legătură cu pianul, întrucât doar seamănă. Uh-huh. Și are claviaturi ca și pianul, dar sunetul se produce prin ciupire, uh-huh, nu prin lovire, așa cum e la pian. Uh-huh. Acest sunet delicat, ciupit și ajutat de cutia de rezonanță și de placa de rezonanță era foarte potrivit pentru intimitatea și eleganța saloanelor. Uh-huh. Nu era folosit în marile ceremonii decât ca instrument de continuă, uh-huh, pentru că nu avea volumul necesar. Dar rafinamentul și intimitatea acestor saloane sunt definitorii pentru ceea ce este clavecinul. Muzica ce s-a scris pentru el, felul în care s-a scris pentru clavecin, reflectă tocmai această intenție a reflexul social al salonului. Uh-huh. Muzica și muzica pentru clavecin, muzica barocă prin excelență, e muzică socială, dincolo de estetică și de alte considerații. Ea îndeplinea un rol foarte precis în societate. Era ca un liant, putea să creeze o atmosferă în care oamenii să se simtă mai bine împreună? La asta te referi? Oamenii sunt ființe gregare. De când ne-a creat Dumnezeu, ne-a creat în felul ăsta. Ei se adunau la oaltă. Oamenii educați găseau prilejuri, inventau prilejuri și contexte și pretexte, uh-huh, ca să se adune și să se simtă bine împreună. Uh-huh. Pretextele acestea putea fi o serată muzicală. De fapt, era considerat că un eveniment social în Franța sfârșitului de secol XVIII nu putea exista fără muzică. Că nu exista niciun eveniment social fără muzică, uh-huh, nici atunci când era vorba de oamenii simpli. Chiar și astăzi, dacă ne gândim la petreceri și la ceea ce eu consider că e tirania muzicii pop astăzi, îndeplinește oarecum aceeași funcțiune. Uh-huh. Și crezi că astăzi asistăm la o redescoperire sau un revival al clavecinului și al muzicii preclasice? Știu că în Europa muzica preclasică, muzica veche, din perioada barocă, este foarte iubită și foarte cântată. În țările, să spunem, din vest. În România, din când în când, ne bucurăm, mai ales datorită festivalului despre care vom vorbi în partea a doua. Dar crezi că este redescoperită așa această delicatesă muzicală, muzica veche și în combinație cu clavecinul? Ca o nostalgie așa unor vremuri apuse în care, nu știu, se purtau acele peruci parfumate și crinoline și... Acesta e un aspect. Parfumul, misterul, seducția pe care, uh-huh, crinolina, pudra și atmosfera ce o exercită, parfumurile franțuzești și așa mai departe. Nu există muzică veche fără clavecini. Eu consider că este instrumentul iconic al muzicii vechi, mai ales baroce. Muzica barocă nu înseamnă doar muzica sacră pe care a compus-o Bach, de asemenea cu un scop social foarte precis, uh-huh, cultul divin, el fiind, uh-huh, uh-huh, cantor la Thomas Kirche din Leipzig și a scris cu acea funcționalitate socială. În anii 50-60, după ce muzica veche de pe la începutul secolului XIX, mai ales cea barocă, a căzut într-un soi de umbră și de lipsă de interes în vestul Europei și în singura zonă în care muzica veche nu a dispărut și a continuat să trăiască cu fervoare a fost muzica gregoriană.
Iar în partea noastră de Europa, muzica bizantină, respectiv muzicile vechi ale persanilor, evreilor, sefarzi mai ales, muzica clasică otomană și așa mai departe, muzica lui Anton Pan și lăutăria pe care el o făcea. Prin anii 50-60 ai secolului trecut a apărut acest curent revivalist. Au experimentat și au făcut pași pentru a se întoarce la origini. Dacă există astăzi în modernitate obsesia pentru nou, ce e nou? Că de fiecare dată când dau un interviu, aproape fără excepție, sunt întrebat într-un fel, dar ce e nou acolo? Și am o plăcere personală să le dau un răspuns care e slogan, o să ți-l dau și ție, care e și sloganul festivalului nostru. Acest proces de redescoperire a mers către aceea, că s-au întors la surse. Dacă muzicile contemporane strălucesc și sunt obsedate, aș spune, de noutate, muzicile vechi sunt... muzica veche este o muzică autentică, întotdeauna. Nu există nimic nou acolo. Există muzica aceea. Ce este nou este că ai o partitură și partitura aceea este pe notiera muzicianului de astăzi. Aia e prima noutate. În adevărul cu amic al muzicii, ai compozitorul, cel care a scris partitura, și ai muzicianul, cel care o transpune în fața ta pe scenă. Iar un al doilea aspect ar fi acela că muzica barocă, în special, e foarte jazzistică. Uh-huh. Este o muzică foarte ritmată și foarte dinamică, cu excepția unor arii extrem de melancolice și poetice. Chiar ascultam azi dimineața în mașină pe domnul Jaruski sau domnul Jaruski. Deci, apropo de noutatea muzicii vechi sau muzicii baroce, eu cred că pentru noi publicul nu a de obișnuit muzica aceasta, pentru că nu am studiat toți la conservator sau nu suntem ca tine organizatorul unui festival foarte frumos. Mi se pare o muzică foarte fresh, ca să folosesc un cuvânt mai nou. Este o muzică foarte, foarte ritmată, foarte frumoasă și care aduce foarte multă bucurie. Este, cum ai zis tu, precede jazzul, precede popul. Apropo de un refren care se reia de aceste voci extraordinare. Când spun că e jazzistică, mă refer la aceea că este o muzică profund improvizatorică. Uh-huh. Dacă îl vei asculta pe Jaruski în trei reprezentații diferite, uh-huh, cu trei absolut aceeași arie, eventual în aceeași montare pe scena aceluiași teatru, vei observa că sunt cadențe, că sunt ornamente, că sunt maniere stilistice pe care el le face diferit. Da. În funcție de criterii, muzica barocă e o muzică înaltă academică, dacă mă pot exprima așa. El le face după reguli foarte stricte și așa face orice muzician serios. Adică acele floricele pe care vocea, nu, cântărețului de muzică barocă, de fapt sunt în funcție de niște reguli clare. Sunt capitole întregi în muzică dedicate les agréments, ornamentelor. Există ornamente tipice școlii barocului francez, ornamente tipice pentru o anumită epocă. Acum avem ornamente, scuză-mă, în, nu știu, mobilier, design interior, exact, haine, apare și în muzica exact acestă. Vivaldi are un set de ornamente, Monteverdi în altă epocă, alt set, Rameau un alt set, Lully cu totul alt set, și toate astea sunt teoretizate, sunt scrise, sunt... E o știință destul de complicată, înțelegerea și interpretarea muzicii. Dar fiecare interpret se joacă practic cu regulile astea și le poate de fiecare dată interpreta altfel, asta ne spui, apropo de noutate, nu? Da, și fiecare, sunt reguli. Sunt reguli, dar regulile sunt foarte... Există o anumită libertate, da, sau o anumită dinamică, să spunem. Iar principiul este, tocmai pentru că e o muzică înaltă academică, așa cum spuneam, când ești muzician, întâi de toate, când ești interpret de muzică barocă, înveți să respecti toate regulile și asta e cumplit de dificil, iar apoi poți să le încalci pe toate, după ce ai dovedit că le stăpânești. Ca în orice domeniu, așa este și în literatură. După ce ai citit mari scriitori, poți să te joci, sau cu siguranță că poți să ai și un rezultat interesant, inovator. Vreau să te întreb, pentru ca să ne întoarcem încă puțin la acest clavecin
pe care tu îți propui să-l aduci înapoi în circuitul cultural și muzical pentru noi toți, cei curioși să ascultăm acest sunet din trecut, câte asemenea instrumente există în lume și cum sunt ele puse în valoare? Adică, care ar fi modelele pentru noi? N-aș putea să-ți răspund în numere, în cifre, dar nu cred că exagerez dacă aș spune că nu sunt deloc multe tascanuri originale în Europa. Uh-huh. Eu am văzut unul la Paris, am văzut unul la Bruxelles, într-un muzeu de instrumente muzicale. Am văzut multe replici, foarte multe replici. Există Tascan, există un oarecare model de Tascan și îi se spune Tascan 1718 sau Tascan Blanchet. Blanchet a fost maestrul lui Tascan, un alt constructor. Când se construiește un clavecin, clavecinul acela, dacă vrei să fie un instrument serios, este o replică fidelă după un original istoric. Uh-huh. Iar această replică fidelă îți garantează aceea că proporțiile, știind proporțiile corzilor, unde ciupește față de unde este cuiul în care e prinsă coarda, ambitusul și nenumărate alte criterii sunt respectate, uh-huh, și poți să faci muzică pe acel instrument. Alminteri, au fost destui care au venit cu diverse licențe și au construit niște instrumente simpatice așa de privit, dar necântabile. Așa ca o picanterie. Oricât de tare sau de încet apeși pe claviaturile unui clavecin, va suna la fel. Clavecinul nu are nici piano, nici forte, are un singur sunet, un singur nivel de volum. Cum au rezolvat muzicienii barocului, ar fi destul de plicticos să cânți așa pătrat. Ei, au găsit ruperi de ritm, au găsit anume tipuri de aglomerări, respectiv simplificări de ornamente, iar atunci când aglomerezi puțin ornamentele astea, îți dă senzația de volum, e doar o senzație. Uh-huh. Pentru că dacă îl măsori, nivelul de sunet este absolut același, dar aglomerarea aceea armonică și de ornamente sau ruperile de ritm sau preludiile non-mensure, cum spune, ai măsura în care totul e din 1, 2, 3, 4. Ei, acolo sunt libere, nu mai ai tactul. Totul e liber și, de asemenea, după nenumărate criterii. Aparent, un astfel de muzician, dacă asculți cu urechea celui obișnuit cu orchestrele moderne, e aritmic. Nu, e doar emoționant de rafinat, aș spune. Aș vrea să te întreb la finalul poveștii despre clavecinul Tascan, ce vă propuneți să faceți în perioada următoare pentru a aduna fondurile necesare restaurării acestui instrument valoros, care, iată, ne poate aduce înapoi în lumea aristocratică de acum 250 de ani? Instrumentul așa cum este acum este într-o stare fragilă. Se află în conservare, în condiții controlate. Proiectul Tascan, cum îl numim noi, proiectul de restaurare al clavecinului, curge deja de câțiva ani de zile. Am acreditat câțiva experți, spre exemplu Ketil Haugzand. Noi nu avem experți în restaurare de mecanisme de clavecin. L-am dus pe Ketil Haugzand, care e un domn de anumită vârstă, cu foarte multă experiență în construcție de clavecine și restaurare de clavecine istorice. L-am acreditat la Comisia Națională a Muzeelor, întrucât nu ai permisiunea să intervii asupra unei piese de patrimoniu, mai ales din tezaur. Tezaur înseamnă unde se află brâncuș, cumințenia pământului în tezaur, așa ca termen de comparație, de importanță. Am avut un parteneriat cu Muzeul Național de Instrumente Muzicale al Norvegiei. Au venit câțiva experți, au expertizat instrumentul, l-au cercetat pe toate părțile. Un alt parteneria cu Institutul Național de Optoelectronică, au niște sisteme de măsurători cu laser de joasă intensitate care îți permit să ai o placă de lemn. Placa aceea este pictată, uneori în trei straturi. Modalitatea clasică este să iei probe. Asta înseamnă să decupezi un dreptunghi ca să vezi ce-i dedesubt. Și după aia mai decupezi să vezi și ce-i dedesubt. Deci e ca și cum s-a restaurat și un tablou, nu doar un instrument muzical. E și pictura. Da. Vorbim de lemnărie, vorbim de părțile rezonatorii, pentru că placa de sunet nu e lemnărie, cadrul instrumentului e lemnărie. Vorbim de picturi,
Instrumentul este splendid decorat cu scene galante franceze, tipice pentru acea perioadă. Și vorbim de mecanismele de producere a sunetului, claviaturile, jack-urile, sistemul de transmisie al ciupirii. Practic, ai o coardă, ai un... și ai un jack, asta este un suport pe care vine o plectră, adică o ciupitoare. În momentul în care muzicianul apasă, acest jack se ridică, ciupește coarda, iar când se întoarce, are un sistem care face să ocolească coarda pentru a nu suna clang-clang, ce a ciupi o singură. Chestie foarte complicată, multiplică acest mecanism cu 144, dacă nu mă înșel, că atâtea sunt. Și o să-ți dai seama cam cât de complicat e. Și practic toți acești oameni care vor participa la restaurarea instrumentului trebuie plătiți, trebuie adunate niște fonduri. Și care este proiectul? Cum e gândit? De acum încolo, după ce am trecut prin aceste etape, instrumentul trebuie să intre într-un laborator acreditat de partenerii noștri din managementul Muzeului Național Peleș. Iar acolo vor începe diverse etape de restaurare. Placa de sunet, pictura, mecanismele, cutia de rezonanță. Avem un picior, care nu mai stă deloc bine și e parțial mâncat de carie. Avem un longeron, asta e o piesă esențială care ține la oaltă cadrul pe care stă întreg la vecinul, care este total mâncat de carie. Acela trebuie schimbat din lemn, de acea esență, și asta nu e simplu de găsit. Și, vor fi pe scurt vreo 8 etape prin care va trece restaurarea clavecinului. Partea cu adevărat minunată este că la sfârșit, după ce clavecinul va fi restaurat, concluziile rapoartelor de expertiză spun că acest instrument nu va fi doar o mobilă splendidă, el va cânta. Ceea ce este minunat. Sunt instrumente istorice foarte frumoase care au un sunet mai mult decât modest. Ei nu, acesta va cânta și chiar va cânta bine. Toate acestea costă bani, dincolo de metafizică. Știu că sunt niște artiști care sunt alături de voi în proiect. Da, printr-un gest de o minunată generozitate, o seamă de artiști, pe care nu-i voi menționa, pentru că sunt destui și n-aș vrea să ne dreptățesc pe cineva prin nenumire, au donat niște lucrări, mai ales picturi și grafică, niște lucrări de arte vizuale. Ce pot să vă spun e că printre ei se numără cei mai valoroși artiști plastici ai noștri din toate generațiile. Deci ei practic și-au pus la dispoziție niște opere care vor intra într-o licitație, să spunem, astfel încât oamenii care vor să susțină acest proiect prin donații generoase să poată să rămână numele lor undeva că au participat la restaurarea acestui clavecin extraordinar care se va reîntoarce în muzica în saloanele de spectacol sau poate chiar la Peleș, astfel încât noi toți să putem să auzim sunetul acestui instrument spectaculos. Aș vrea în partea a doua să povestim și despre ceea ce înseamnă Festivalul de Muzică Veche, pentru că iată, suntem în perioada imediat premergătoare acestui festival. Festival care se va derula între 16 noiembrie și 27 noiembrie, numit și Bucharest Early Music Festival, ediția 16-a, am înțeles de la tine, și având tema anul acesta IF, adică Italy France sau Italia Franța. E important să spunem pentru cei care ne urmăresc că acest festival este unul dintre cele mai importante evenimente de muzică cultă din România și unul dintre cele mai apreciate festivaluri din București, din România. Este considerat cel mai important eveniment de muzică veche din sud-estul Europei, iar în 2015 a devenit membru al prestigioasei rețele europene de muzică veche, REMA. Este dedicat muzicii vechi europene, de la piese medievale până la muzica renascentistă, barocă și bizantină. Și din 2006 festivalul a reunit peste 150 de artiști din 14 țări. Știu că implicați atât muzicieni români cât și muzicieni din străinătate. O să intru direct în festivalul care urmează să înceapă și să-mi povestești cum este gândit și ce aduce nou, că tot nu-ți place acest festival, sau care este tema festivalului. O să-ți răspund începând cu crezul nostru, crezul festivalului. Sloganul festivalului nostru este: descoperă noutatea muzicii vechi.
Noi nu ne ocupăm de arheologia muzicală, care îndeobște e plicticoasă și face obiectul de interes al cercetătorilor și muzicologilor. Noi ne ocupăm de fervoarea, efervescența și frumusețea descoperirii acestei muzici vechi. Muzica aceasta se va gânda și peste câteva sute de ani. De ce este valoroasă? Pentru că este pur și simplu valoroasă, pentru că vine din periodic în istoria omenirii după diverse experimente, sunt momente de revenire la canoanele clasice ale frumuseții, așa cum renașterea a revenit la canoanele clasice ale antichității greco-romane, așa cum muzica barocă se înscrie în absolut aceleași canoane ale frumuseții. Apoi, după baroc a venit o mică perioadă de tranziție, apoi clasicismul, romantismul, muzica programatică, școlile naționale. Muzicile acestea contemporane, de avantgardă, așa, iar în paralel cu ele există muzică făcută după aceste canoane clasice ale frumuseții. Și aici mă refer în special la muzica barocă. Există un public uriaș pentru această muzică. Ca să vorbim pentru cei pasionați de statistică în cifre, în ultimii 20 de ani, în Franța, care e cea mai consistentă piață de muzici culte din Europa, muzici culte însemnând și jazz și blues și tot ce înseamnă muzică făcută la un anumit nivel. 53% din toată piața, asta însemnând înregistrări, programări de emisii de radio și televiziune, multimedia, programări din stagiunile permanente de operă, filarmonică, festivaluri, 53% era muzică veche, mai ales muzică barocă. Foarte interesant. Și tot un procent asemănător de CD-uri și DVD-uri și mai nou se cumpără și online, se descarcă online, sunt vânzări din această zonă. E o piață atât de mare încât, așa, ca să ne facem o idee, în principiu Jordi Savall, să zicem, vinde într-un an, sau casa lui Aliavox, casa lui de discuri, vinde doar produsele lui, nu și altele, nu alte înregistrări, de un nivel care este numeric, care este peste piața, ce produce piața românească de CD-uri, video și așa mai departe. De orice fel, și de rock, și de pop, și de... cam asta e dimensiunea și cam așa este prizată. Deci, practic, voi formați publicul românesc alături și de alți muzicieni, dar în special prin acest festival, formați publicul românesc și îi dați ceva din gustul muzicii baroce, având în vedere că, iată, în Franța și în Europa este o muzică foarte ascultată și foarte iubită, care aduce oamenii în salele de concerte sau în varianta online, cum ai spus. Pentru cei care ne urmăresc, e important să spunem cum pot participa la festivalul vostru de acest an și unde pot găsi informații, că este un context atipic. Nu putem să ne întâlnim cu ușurință în sălile de spectacol. Și atunci? Noi am început organizarea festivalului într-o variantă mixtă, o parte online, o parte cu public în sală. Contextul în care ne aflăm, nu am considerat, noi, organizatorii, nu am considerat că ne permite să oferim un spectacol pe scenă așa cum se cuvine. De care am decis că în cele din urmă toate vor fi live, dar online. Există platforma Facebook a festivalului, pagina de Facebook. Deci Festivalul de Muzică Veche și Bucharest Early Music Festival. Da, comunicăm și în română și în engleză, pentru că avem un public consistent de limbă engleză. Bucharest Early Music Festival se numește pe Facebook. Avem și o pagină de YouTube. Acolo găsim tot programul. Absolut tot programul. Avem și site-ul www.earlymusic.ro. Comunicăm și pe Instagram. Lumea se poate înscrie sau lumea va putea accesa... Participarea e liberă. Gratuit. Deci tot ce veți face voi în festivalul de anul acesta va fi oferit publicului, că tot am spus de daruri la început, în varianta aceasta foarte accesibilă tuturor celor care ne urmăresc. Da, e un festival mulțumit lui Dumnezeu că se poate să facem așa anul acesta. Și felicitări că ați continuat, că nu ați renunțat. Pentru că e foarte greu să organizezi
piese de teatru, festivaluri, concerte în această perioadă. Îți mulțumesc, dar trebuie la rândul meu așa să întorc mulțumirile, că nu e meritul meu, e meritul unei echipe. Un astfel de festival și un astfel de, nu se întâmplă, se întâmplă cu o echipă, e o muncă consistentă de echipă și este o muncă alături de care ai foarte mulți prieteni și parteneri și sponsori. Și multe provocări. Multe, și da. Este, cum zic americanii, living on the edge. Administrăm mici crize zilnic și stingem mici incendii zilnic, inclusiv în dimineața asta. Ceea ce noi nu vom vedea, noi vom vedea și vom auzi, ne vom bucura de o muzică foarte frumoasă și aș vrea în ultimele minute să-mi povestești despre locurile în care vor fi înregistrate aceste concerte, aceste recitaluri din cadrul festivalului vostru, pentru că nu sunt întâmplătoare aceste locuri. Da, nu sunt întâmplătoare, sunt IF. IF vin de la Italy and France. E vorba de barocul francez și italian târziu. În epocă a existat un duel neoficial între marile școli ale barocului italian și ale barocului francez. Marile imperii întotdeauna au importat talente, creiere, valori și așa mai departe. Francezii, care sunt un mare imperiu, au fost și încă sunt, nu făceau excepție. Lully, spre exemplu, nu e Lully, e un italian oarecare, un florentin. O treime din soliștii și șefii de orchestră de la curtea regiului Franței erau italieni. Erau răspândiți peste tot în Europa. Italia nu exista așa cum o numim noi azi, erau câteva orașe state. Existau florentinii, romanii, venețienii, milanezii. Și existau marile lor familii, Sforța, Borgia, suveranul pontif la Roma, care acționau ca niște patroni ai artelor și sub protecția și ajutorul lor prosperau artiști de toate felurile, pentru că Vivaldi, Monteverdi, Michelangelo, Da Vinci și putem numi pe oricine, nu au apărut din senin. Existau niște mecenă, niște patrone artelor. Care îi cultivau, le creau condițiile, cumpărau lucrările, le dădeau comenzi. Biserica era unul din cei mai importanți mecena, pentru că biserica permanent, pentru nevoile de cult, Biserica Romano-Catolică, comanda diverse lucrări. Acest duel în epocă a existat. Și această permeabilitate și mișcare dintr-o parte în alta. Dacă vrei, a fost prima manifestare a ceea ce numim astăzi europenism, spiritul european. Naționalismul era o chestiune foarte, foarte prezentă în societățile acelor vremuri. Totuși, în domeniul muzical nu exista așa ceva. Ei erau împreună. Erau animați ca și noi de dorul de a face muzică bună și o făceau împreună și erau preocupați doar de muzică, mai puțin de alte lucruri. Asta, din punctul meu de vedere, se cheamă europenism. Și ai povestit de biserici. Vor fi locuri de acest gen în festivalul vostru? Da, o să avem un concert în Biserica Neagră, Stefan Schland, un concert nemai auzit în țara românească, o orgă absolut unică, în spațiul acesta de lume, nu doar în România, orga de la Rupea, în acordaj mezotonic. Noi suntem obișnuiți cu acordajul baroc sau acordajul orchestrelor moderne. Ei, acordajul mezotonic sună pe limbajul omului modern, bizar. Pentru că e de ascultat, vă recomand să-l ascultați, mă abțin să fac orice considerații. Deci va fi și ceva foarte inedit așa pentru public. Absolut inedit, da. Harpsichord or not în Galeria de Artă Europeană, Muzeului Național de Artă, existau marile piese pentru orchestră, cum ar fi Indile Galante al lui Jean-Philippe Rameau. Rameau a făcut transcripții, ceea ce înseamnă că a adaptat pentru instrumente stolistice sau pentru mici ansambluri chestii care se cântă cu orchestră, soliști, cor și așa mai departe. Este un concert de transcripții. Transcripțiile în sine sunt un domeniu aparte. Fin Amor, 16 noiembrie, deschiderea festivalului. E un concert online de la Sevilla. Ce frumos!
Deci nu vom fi doar, nu vom călători doar pe teritoriul țării noastre, ci și în alte spații. Plecăm de la Sevilla. Da. Foarte frumos. Fin amor este o expresie în limba spaniolă ce definește iubirea aceea răvășitoare, medievală, pe care menestrelii o cântau și pe care cavalerii o aveau pentru domnițele lor de neatins. Uh-huh. Ei le iubeau și luptau pentru ele și își puneau în fața lor devoțiunea, știind că ele erau soțiile seniorului său. Fin amor este despre acest gen de iubire. Vorbim apoi despre Le Caracter, trio sonate, viola da gamba, vioară barocă și clavecin. Deci instrumente foarte interesante pentru publicul care ne urmărește din perioada aceea, pe care nu le vedem tot timpul. Așa este, vioara barocă și mai ales viola da gamba. Spectaculoase și cu niște sunete nemaipomenite. În epoca lui Molière și epoca de gloria barocului, Molière, Lully au lucrat mult împreună și au făcut teatru muzical. Existau așa numitele caractere, există chiar teatrul de caractere, există un echivalent în muzică, piesele de caracter. Uh-huh. Și acesta e un repertoriu care programează trio sonate și miniaturi, miniaturi însemnând că unele piese durează 40 de secunde. N-aș vrea să spun mai mult. Sunt piese care fotografiază ca niște mici bijuterii, ca în miniatură, niște stări și niște caractere. Vorbim apoi despre mai vechiul prieten al festivalului nostru, Ketil Haugzand, clavecinist, unul din primii 2-3 claveciniști ai lumii acum. Ketil live din sufrageria lui, din Köln. Ce frumos! Va cânta un repertoriu de muzică franceză din barocul francez târziu. Doar 3 compozitori, vârfurile. Dacă cineva se gândește la ce este mai rafinat și mai spumos din acea epocă, ceea ce va cânta Ketil este. Mulțumesc foarte mult! Laurențiu, nu mai facem spoiler. Eu invit pe cei care sunt curioși și au aflat despre clavecinul Tascan. Scuză-mă că te-am întrerupt, dar vreau să descopere și ei. Pe de o parte, ați aflat povestea clavecinului Tascan și de-abia așteptăm să aflăm noutăți mai departe, cum putem să participăm poate și noi pentru strângerea de fonduri și mai târziu să putem să auzim sunetul acestui instrument într-un concert organizat de voi. Și de asemenea, nu uitați să căutați Bucharest Early Music Festival, pagina de Facebook, YouTube, să puteți participa online, gratuit, la bijuteriile muzicale pe care Constantin Laurențiu împreună cu echipa lui și cu muzicienii de excepție ni le oferă în această toamnă. Vă mulțumesc, să ne revedem cu bine aici la Canal 33, la emisiunea Oameni care ne inspiră. La revedere!